Leul moldovenesc pierde teren în fața monedei unice europene. Banca Națională a stabilit pentru marți 11 februarie un curs de 19 lei și 21 de bani pentru 1 euro, cu 8 bani mai mult decât ieri. Dolarul american crește cu 7 bani și ajunge la 17 lei și 54 de bani. Leul românesc e cotat la 4 lei și 3 bani, cu 2 bani mai mult decât luni. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleași valori de 71, respectiv 27 de bani.